În anul 2012 a reprezentat Republica Moldova la Jocurile Olimpice de la Londra, iar anul acesta a devenit vicecampion mondial printre juniori la tir cu arcul. Dan Olaru a fost invitatul emisiunii Campionii de la postul nostru de televiziune, acolo unde a povestit despre cum a îndrăgit acest sport. Totul s-a început la 11 ani ai mei, când, nu știu, prima dată îmi pare că am făcut cunoștință cu sportul. Acest sport a fost tir cu pistolul la poligonul Dinamo. Acolo m-am antrenat, nu știu, undeva jumate de an, cred că. Apoi, într-o vară, s-au terminat cartușele la tir și am decis, aveam un prieten care se antrena la tir cu arcul și am decis, de ce nu, vara, n-am totdeauna ce să fac, sunt copil, de ce să nu merg la tir cu arcul? Apoi am început să mă antrenez deja și la tir cu arcul și la tir simplu, trebuia să aleg dintre tir cu pistolul sau tir cu arcul și am ales tir cu arcul. Tirul cu arcul este un sport mai neobișnuit, iar cel mai important pentru un arcaș pe lângă antrenamente este pregătirea sa psihologică. Sportul acesta foarte mult ține de cât de bine psihic ești pregătit, de exemplu, pentru că înainte de a pleca la Olimpiadă din Londra am făcut cursuri cu un psiholog destul de ok, care mi-a spus unele secrete a sportului, cum trebuie, de exemplu, să te concentrezi mai bine sau ce trebuie să-ți imaginezi. Meditații. A doilea lucru care e important în acest sport este tehnica pe care o ai. E un sport destul de tehnic și elementul trebuie, cum am spus mai devreme, să fie executat tot timpul unul și același. Chiar dacă avea o vârstă fragedă când a participat la Olimpiadă, acesta deja nu se simțea un copil. La ai mei 15 ani, nu știu, deja nu mă simțeam copil, eram puțin mai dezvoltat, nu știu, mental, gândeam puțin altfel. Deja înțelegeam multe lucruri și chiar după Olimpiadă mi-am tras o concluzie că toți sportivii, într-un fel, pot fi învinși, cât de titulați n-ar fi, deoarece ei tot au emoții, toți suntem oameni. Mai multe despre Dan Olaru și obiectivele sale de viitor aflați în emisiunea Campionii de la postul nostru de televiziune.